Bună ziua, la ședința de astăzi sunt prezenți 14 consilieri din totalul de 29 funcție. Motivat de faptul că doamna Iulia Habici, care ar trebui să fie președinte de ședință, este în concediu de odihnă, se impune alegerea unui președinte de ședință pentru ședința extraordinară de astăzi. Doamna viceprimar, vă rog să faceți o propunere. Eu îl propun pe domnul Ghicara, tot că e... Tot cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc frumos. Să vă mulțumim de bună ziua. Prin dispoziția domnului primar, Lucianu Vidiu Micu, numărul dispoziția 795-309-2018, a fost convocat în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Roman. Ordinea de zi o aveți în mapă, dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi. Da, eu aș vrea să fac, domnul președinte, retrag de pe ordinea de zi, păi cum nu fac. Nu? 6. Deci, fără proiectul numărul 6, retras pe ordinea de zi. De către inițiator, este regulat. Dacă mai sunt alte intervenții, nu mai sunt supus prea aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la primul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 78 din 16.07.2010 și la anexei hotărârii HCLV numărul 35 din 26.03.2015. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Avizul favorabil. Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin hotărârea de guvernul 1356/2001, anexa numărul 3, cu modificările și completările ulterioare. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții, sunt pus spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unui bun imobil. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu vreau să întreb și la domnul primar. Dacă vor începe de plăbire la portul de aer, există săl la școala nouă și pentru copiii din portul de aer? Deci, în momentul de față, proiectul a fost depus pentru finanțare undeva în luna mai-iunie, așteptând evaluarea până la începerea efectivă a lucrărilor, nu intră în discuție în acest an școlar. Pentru că îmi dau seama atunci că numărul de clase de aici o trebuie putea crește. Ba, chiar a crescut, chiar a crescut, tocmai de aceea și această solicitare, însă în momentul în care vom intra în reabilitare, vom căuta soluții. A fost adresă complet argumentată cu cifre și... Da, dar știți, noi nu avem acest adres. Da. La comisie, dacă mergeți, le găsiți. Deci când mergeți la comisie, le găsiți. Alte discuții, dacă mai sunt? Supun spre aprobare cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către este Indigo SRL în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisiei investiției amenajate acces în strada Ștefan cel Mare pentru obiectivul RITE Park Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și adiției de investiții a bugetului local pe anul 2018. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din proprietatea publică a municipiului Roman, în proprietatea publică a județului Neamț, a unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții?
Nu sunt discuții. Impuls spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul hotărârii a fost adoptat în unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanțări pentru Spitalul Municipal de Urgență Roma, inițiatorul Lucian Ovidiu Micu. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține, proiectul hotărârii a fost adoptat cu unanimitate. Ordinea de zi, fiind ecuizată, domnul primar, dacă are ceva de spus, vă mulțumesc pentru participare. Da, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea dumneavoastră. Știu că a fost o perioadă cam pe final de vacanță, câteva concedii din partea unor colegi de dumneavoastră, însă vă mulțumesc tuturor celor prezenți. De asemenea, vreau să mă folosesc de ocazie ca numele primăriei, numele dumneavoastră Consiliul Local, să transmitem tuturor elevilor, cadrelor didactice, un an școlar cât mai reușit, cu cât mai multe rezultate și, bineînțeles, celor în ani terminali, mult succes în examenele care urmează. Vă mulțumesc foarte mult!